Formația nu este mult schimbată, ci doar faptul că s-au mulțit numărul de bărbați în biserică, ceea ce înseamnă că sporesc și ei în dreapta dânduială, face ca astăzi să sărbătorim împreună praznicul Sfinților Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Doar în câteva cuvinte, nu o să stăm să înșiruim prea multe date, pentru că asta obosește și mintea. Trebuie să știți că odată cu învierea lui Hristos, în crugul anilor creștinismului au urmat 6 împărați păgâni. Începând de la Nero, cel care a dat foc Romei și răstignea și ucidea pe creștini, până la împăratul Constantin, toți împărații au fost împotriva dreptei credințe. În momentul în care, prin descoperire dumnezeiască, împăratului Constantin se arată un semn și îi se spune cu acest semn vei birui, iar acest semn era Sfânta Cruce făcută din stele pe cer, împăratul a făcut acest lucru, a pus pe toate flamurile de luptă steagul și semnul crucii și în felul acesta a bătut pe Maxențiu și pe Liciniu. Iar în momentul în care a unit, sau dacă vreți, imperiile romane le-au unificat într-un singur imperiu și a dat seama de pericolul care urmează și pe lângă Roma cea de astăzi, unde avem Coliseumul, unde a curs sângele martirilor și a creștinilor, și pe lângă puterea romană de primus inter pares, cel mai mare și cel mai tare împărat și unic în împărăție, împăratul Constantin și-a mutat capitala la Bizantia, Constantinopolul de astăzi, sau dacă vreți unde astăzi, Catedrala Sfânta Sofia, în inima Turciei, Istanbul. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți și să iasă din memoria dumneavoastră ideea pe care am auzit-o la foarte mulți creștini spunând da, împăratul Constantin ne-a dat ortodoxia. Nu ne-a dat-o! A scos biserica din catacombe. În primele 300 de ani de creștinism, cine are bani și putere, așa cum vă duceți la Sfântul Munte, la Ierusalim, la Cetatea Sfântă, cei care ați mai muncit prin Italia, vă puteți duce în vechiul oraș italic, pe calea Apia Antică, și acolo veți găsi 25 de kilometri de catacombe sub pământ, deci biserică săpată de creștini, cu mistria și cu canciocul și cu dăltița, în fundurile pământului, până la 100 de metri, până la 50 de metri, ca niște mine, exact cum s-ar scoate minereul, iar pământul era scos pe ascuns, noaptea cu carele și dat în apa Tibrului, dacă nu mă înșel, așa se cheamă. În momentul în care biserica era organizată acolo sub pământ, creștinii, după anumite semne, imediat se duceau la rugăciune. Ceea ce numim noi astăzi tochița. Atunci era un zgomot într-o anumită zonă a orașului, pe un loc înalt, și creștinii știau că începe slujba de seară sau de rugăciune. Și fugeau toți, aveau ascunzișuri speciale, fără să-și dea nimeni seama, prin vreun beci de casă creștină, prin vreun colț de pădure, prin vreo margină de stâncă de pământ, și se băgau acolo, aveau niște intrări speciale, intrau acolo și se adunau și se rugau, slăvind pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și din Maică sub vreme. În momentul când auzim astăzi clopotul, deci la vremea respectivă nu se trăgeau clopotele cum se trag astăzi, ci se bătea într-un anumit metal sau într-un obiect metalic care scotea un sunet prelung într-un anumit fel, dar el de fapt era semnul glasului că Arhanghelul cheamă omul la rugăciune. Și iarăși se adunau. În momentul când vedem noi astăzi bătând toaca, același lucru, prin munți și prin ascunzișuri, băteau într-un anumit ritm, iar oamenii știau că a început vremea rugăciunii. Când spunem noi că batem clopotul de alarmă,
și dăm într-o singură doagă, așa dădeau și ei în caz de primejdie. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți trei termene. Creștin, martir sau ucenic. Creștinii sunt toți cei botezați în numele Sfintei Treimi, ceea ce facem noi cu copilașii noștri, cu nepoții noștri, cu fiii noștri și așa mai departe, din veac în veac. Iar în momentul în care acești creștini erau prigoniți, se începea un fel de persecuție bazată pe trei lucruri. Întâi, te scotea din funcția publică. Doi, te scotea din drepturile statale, cum ar fi pensia, indemnizația, salariul, prima și așa mai departe. Iar în cele din urmă începea să te persecute prin executare silită. Îți lua pământul, îți lua moșia, îți lua copiii sclavi, îți lua nevasta roabă, îți lua casa și moștenirea care o aveai și dacă nici așa nu te lepădai, cred că cei care ați fost la Bârnova ani de zile și ați frecventat mănăstirea, știți mai bine, viețile sfinților. Deci în momentul în care nu cedai nici într-un fel de obstrucție din aceasta impusă social, începea tortura personală. Îi prindeau în temnițe și apoi îi dădeau să-i mănânce fiarele, să-i mănânce tigrii, să-i mănânce leii, îi băga în căldări cu smoală clocotită, îi băga și îi fierbea de vie în căldări, îi spânzura, le scotea ochii, le tăia mâinile, le tăia capul, trăgea cu sulița în ei. Deci tot felul de torturi pe care nu trebuie să le repetăm noi astăzi, ci le găsiți în viețile sfinților. Deci ca să înțelegeți ce însemna să treci din stadiu de martir în stadiu, deci din stadiu de creștin în stadiu de martir. Ei, acest sfânt împărat, deci care să știți că n-a devenit sfânt într-o clipă, deci a venit astăzi la biserică, i-a plăcut o icoană din pictură și a zis, gata, eu mă fac ortodox. Nici vorbă! A fost un mare și ilustru diplomat, calificat în Imperiul Roman ca cel mai ticălos împărat din dinastia împăraților romani. De ce? A dat peste cap trei lucruri. Puterea și faima Romei, putând capitala în Constantinopol, cel care îi va purta numele, sau orașului Constantin cel Mare, făcând prin aceasta o înjosire acestei capitale imperiale, care avea cea mai ilustră vechime și cea mai înaltă imagine publică și războinică și socială și culturală a tuturor vremurilor. Apoi, a dărâmat toate capiștele idolești, dar cum? Transformându-le în altare creștine. De aceea când mergeți la Ierusalim, la Cetatea Sfântă și intrați la Sfântul Mormânt, ați văzut că în mijlocul bisericii e o bisericuță mică, iar pe margine e o imensă corolă, cum ar fi bolta aceasta, care stă pe 12 coloane, stâlpi din aceștia de marmură și piatră, care nu sunt altceva decât stâlpii de la vechea capiște idolească unde se aduceau jertfele romane. De ce? Ca poporul să nu se răzvrătească și să zică, dar de ce ne străci locașul de închinăciune? Și s-a folosit de acest prilej și a făcut în ea altar creștin. În momentul în care a dat prin edict libertate creștinilor, i-a pus în libertate și din temnițe, i-a pus în libertate privind și valorile economice pe care le-au deținut prin returnare și retrocedare, și apoi în cele din urmă i-a pus în libertate și cu cultul public și spune doar o tradiție, nu știu cât este de fondată, nu este consemnată de Eusebiu de Cezarea, că dorind să-și aleagă garda personală, un general creștin în taină i-a spus așa împăratului Constantin: dacă tot ai dat libertate creștinilor, de ce nu-ți faci o gardă de creștini? Că sunt mult mai serioși și sunt mult mai devotați. Și a spus împăratul: dar cine ar mărturisi în fața mea că este creștin? Și a spus, zice, tu nu spune pentru ce. Prefăte că începe o persecuție. Și când ei vor ieși să mărturisească pe Hristos, tu să știi să-i alegi și din ei să-ți faci garda personală. Bineînțeles că nobilii care erau de origine păgână au zis, dar cum adică îți faci gardă din creștini? Pentru că cei care erau creștini au spus, noi murim pentru Hristos, nu ne lepădăm de Împăratul Cerului. Și au ieșit toți grămadă.
Și a zis împăratul, dacă ei cinstesc cu atâta seriozitate și cu atâta perseverență pe un împărat care nu-l văd, cât mai mult mă vor cinsti pe mine care mă văd. Deci iată ce înțelepciune a avut împăratul Constantin să-și selecteze garda personală din oameni creștini devotați în primul rând împăratului Cerului Hristos și apoi împăratului pământesc. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să punem într-o corelare cu creștinii de astăzi care au devenit din ce în ce mai delăsători, mai nepăsători, mai nesinceri, își calcă cuvântul, nu au caracter, nu au demnitate, nu au bărbăție, nu au responsabilitate, sunt imorali, s-au dedat la vicii ticăloase și atunci ceea ce contravine cu învățătura pe care împăratul Constantin a liberat-o sau a scos-o din catacombe cu riscurile sale. Pentru că putea foarte bine să fie trădat, săgetat, omorât, așa și scrie în istoria sa că a fost nevoit să-și decapiteze chiar soția, chiar ginerele și chiar nora, făcând mari masacre de sânge, pentru că aceștia, influențați de anumiți principi romani, deci cum erau ei acolo senatori și conducători în Imperiul Roman, vedeau că împăratul a luat-o pe o cale greșită în mintea lor și s-a dat cu acea sectă numită a lui Hristos, creștinii. Și atunci căutau prilej să-l omoare, dar împăratul și-a păstrat această demnitate de împărat roman, dar făcea fapte pentru creștinism și la un moment dat, când a venit momentul, împăratul a trecut prin două semne foarte mari. Întâi s-a umplut de o lepră grozavă și un mare fachir din ăla, un vrăjitor, un vraci, cum se spune, i-a spus așa, nu te vei vindeca decât dacă te speli în sângele a 300 de prunci creștini într-o baie. Și împăratul a zis, dar de ce neapărat prunci creștini și nu neapărat și prunci păgâni? Păi zice, pentru că ei au Sfântul Botez. Păi în cazul ăsta nu-i mai jertfesc nici pe cei păgâni, nici pe cei creștini. Mă botez eu! Și când s-a băgat împăratul în baia botezului, sunt două sau chiar trei ipoteze. El este botezat de episcopul Epsevia al Nicomidiei, dar Vețile Sfinților ar consemna că de față la botez a fost și Silvestru, Papa Romei, deci Patriarhul Romei. Unii spun că ar fi fost de față chiar și Sfântul Erar Spiridon. Nu se știe exact, deci sunt presupuse păreri păstrate din istoriografia și din agiografia timpului de atunci. Și în momentul în care a intrat împăratul în apa botezului, o rază de lumină a venit peste el, a căzut toți solzii aceștia, toată lepra de pe el și s-a făcut sănătos, fără să ucidă copii creștini sau copii păgâni să se spele în sângele lor. O altă versiune, deci tot agiografică, spune așa, că în tot timpul parcursului vieții, împăratul Constantin n-a cadadisit să se ducă să aprindă lumânări la biserică, să dea prescuri sau să facă pomence, nu? Ce a văzut în continuare de ce? De organizarea bisericii cele adevărate creștine, făcând următorul lucru. Zidind altare, încurajând hirotonia episcopilor, a preoților, a slujitorilor, ca oamenii să se încreștineze în liniște și libertate sub un imperiu de păgâni care avea idoli și zei din piatră, aur și făcuți de mâini omenești. Dar în același timp, pe patul de moarte a primit Sfântul Botez cu toată certitudinea și convingerea că a făcut cel mai corect lucru. Dacă vom citi în istoriile apusului și nu ale răsăritului bizantin, vom găsi despre împăratul Constantin scris următoarea expresie. A luat domnia ca o vulpe. Și a trăit ca o vulpe și a murit ca o vulpe. Adică cum? Apusul, nesuportând înțelepciunea pe care o primise de la Dumnezeu ca binecuvântare în eliberarea creștinismului și așezarea pe temelie sănătoasă a bisericii de răsărit, l-a considerat tot timpul viclean. Simbolul este vulpea, ea ieșirată, cum spunem noi în termen popular. Dar pe împăratul Constantin nu l-a deranjat cu absolut nimic aceasta și el și-a continuat pur și simplu activitatea de eliberare conducând personal ce?
Sinodul 1 ecumenic, cel pe care l-am sărbătorit împreună cu părintele la parohie duminica trecută, când s-a numit Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul 1 ecumenic. Aici împăratul și-a luat titlul de prim episcop, pentru că era uns de acum, și în momentul în care a prezidat acest sinod, cine stătea după perdea? Împărăteasa Elena, care nu-i soția sa, ci mama sa, ca să știți și acest lucru. Noi spunem Sfinți Împărați Constantin și Elena. Împăratul Constantin și mama sa Elena. Tot păgână și foarte categorică. Să știți că în momentul în care s-a făcut sinodul 1, care a durat aproape 8 luni de zile, să nu credeți s-a făcut un sinod, s-a adunat astăzi o mână de episcop, 318, au tras 3 socoteli și a zis, gata, hai să mergem la agapă, mâncăm că avem treabă. Nu! A durat o vară întreagă și lupta cea mai mare care se ducea la acest sinod era arianismul. Arianismul acesta este echivalent cu ce? Cu jehoviștii de astăzi, cu evangheliștii de ziua a șaptea, cu creștinii după Evanghelie, un alt fel de rit, creștinii mai apostolici se numesc ei, și ce făceau? Despărțeau de ofințimea fiului de tatăl. Cum i-aș lua eu la un om capul și l-aș pune să gândească numai cu trupul? Că capul gândește separat și trupul trăiește și gândește separat. Același lucru făceau ei în arianism. Spunând că Hristos este o creatură superioară, în care Dumnezeu a revărsat harul și putere, dar nu-i de o ființă cu Tatăl. Și atunci nu făceau altceva decât să altereze dogma Sfintei Treimii. Că așa spun astăzi, când discuți cu nehovist, așa spune. Zice, dar nu, dar noi respectăm pe Iehova. Iehova înseamnă Dumnezeu Vechiului Testament. Nu, că noi respectăm și pe Iisus Hristos. Dragă, nu-s noi Dumnezeu, unul pe dreapta și unul pe stânga. Nu-s două garduri. O turmă și un păstor. Cu cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor. Deci Duhul Sfânt, când a venit peste apostoli, a venit tocmai pentru faptul că Fiul a spus. O să vedeți duminică acum. Dacă nu mă duc eu la Tatăl, nu vă va veni Mânghietorul. Dar dacă El vine, Ioan, capitolul lui Ioan, 1 sau 25, nu am exact trimiterea în minte, spune așa, El va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și cum știm noi că Duhul Sfânt este cu noi până la sfârșitul veacului? Simplu ca bună ziua. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci îl înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Și fă adică pâinea aceasta. Cinstit trupul Hristosului tău și ce este împotirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău. Și ce primește omul? Primește la altar o prescură făcută de o băbuță și ia cu lingura din potir trup de Dumnezeu. Deci aceasta se face sub puterea Duhului Sfânt. Ce face o babă când are probleme acasă? Părințele, fă-mi o feștanie. Vino, Doamne, și trimite Duhul Tău ce Sfânt. Și sfințește apa aceasta și ea nu se mai strică. De ce? A venit Duhul Sfânt peste ea. Vine omul acasă și spune, părinte, sunt bolnav, faceți-mi o rugăciune. Trimite, Doamne, Duhul Tău ce Sfânt. Și sfințește un de lemnul acesta. Deci, vedeți? Aceasta ne demonstrează nouă că Duhul Sfânt va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Pentru că orice slujitor al altarului îl invocă obligatoriu pentru că îl poartă asupra lui ca și apostolii în ceea ce face pentru poporul credincios. În taine și ierurgii. Ne întoarcem la căruța noastră. În momentul în care arienii aveau niște oameni bine pregătiți, că să n-aveți impresia că sectele ar fi nepregătite, au studii în Biblie, au studii aprofundate pe capitole, au studii aprofundate pe profeți, au studii aprofundate pe faptele apostolilor. Și când te-a prins și te încairă și începe să-ți vorbească și să-ți polologisească, îți pocnește capul, îți trebuie 6 cercuri la el. Atât de bine știu trimiterile. Dar uită un singur lucru. Cercetați Scripturile să aveți viață veșnică, spune Mântuitorul, dar tot el spune, nu vă rătăciți neștiind Scripturile.
Vedeți? Deci nu vă rătăciți neștiind Scripturile. Tâlcuiește-o după scris, nu după voie. Tâlcuiește-o după scris, nu după plăcere. Tâlcuiește-o după litera din ea și după Duh, nu după capul tău. Fiecare am putea să tâlcuim Scriptura. Orice bătrână din biserica aceasta sau orice creștin a citit Biblia, știe de Noe, de Avram, de Potop, de Adam, de Eva, de Rai, de Hrăstinire, de Maica Domnului. Dar trebuie să știe de unde o ia și unde o pune. Iar dacă știi să o pui unde trebuie, iese dreapta credință. Dacă nu, petalele cad și floarea se scutură, Duhul Sfânt pleacă. De ce v-am amintit lucrul acesta? Împăratul Constantin a prezidat primul sinod împotriva ereziei ariene, care este sămânța tuturor sectelor moderne, care au venit tot din apus prin scindarea bisericii și ruperea de 1054 de la frații noștri de sorginte romano-catolică, apoi protestanți, apoi anglicani, apoi reformați și s-au tot măcinat, cum facem noi la bucătărie. Dacă ai un copil mai mic, toci cât mai mărunt. Dacă ești sugar, faci paste. Așa au făcut ei, o pastă din toată religia. Dar a rămas trunchiul despre care Hristos a spus: eu sunt cu Duhul. Voi doar vițele. Cine s-altoiește în mine are viață veșnică, iar cine nu se taie și se aruncă în foc. Și aici e marea dragoste a lui Hristos. Aici e marea minunăție pentru care împăratul Constantin e slăvit de creștini cu adevărat. Împăratul Constantin n-a venit să impună creștinismul și nu s-a legat de păgânism. Dar a venit și a spus așa: cum voi ați făcut religia zeilor și ei au dreptul la religia lor, las-o să se manifeste liber. Ce e de la Dumnezeu va rămâne, spune și Nicodim, marele rabin, și cei de la oameni se împrăștie. Și iată, dacă biserica a fost de la Dumnezeu de 2000 de ani, noi spunem că temporar, dar de 7000 de ani, de când Dumnezeu l-a dat pe Adam din Rai, biserica a fost aceeași. Munte umbros, lâna lui Gedeon, scara lui Iacov, muntele cu umbra deasă, porumbița lui Noe, spicul neapărat, Fecioara Maria, Iisus Hristos, Iosif, peștera, mormântul, crucea. Deci, ele s-au secondat, așa cum femeia când își face o cămașă frumoasă, pune tot felul de puișori pe ea, ca în final să arate o piesă întreagă. Sau când îți pui la cât un colier frumos, îți pui inel ca să se asorteze, cercel să asorteze, colier să asorteze, cruciuliță să asorteze, să seamene toate. Așa și ele s-au asemănat una după alta și au fost umbra unea a celeilalte, cum spune la Corinteni: nimeni să nu vă învinuiască de cele vechi, că sunt o umbră a celei noi. Nu sâmbăta a fost făcut, nu omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Că eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. Ei, împăratul Constantin, văzând că aceste chestiuni sunt susținute de Sfinții Părinți și nu pot fi păstrate, au organizat acest sinod la toată lumea, numit și primul ecumenic, 325, dacă nu mă înșel. Și în clipa când s-au terminat organizările, structurările, analizele și dezbaterile, împărăteasa Elena, mai pragmatică, că așa e femeia dintotdeauna, ea vrea să vadă negru pe alb și bine a făcut, a spus așa: împărate, aici nu e nevoie de povești. De azi ne-am tot auzit de 6-8 luni. Fapte concrete. Să vedem care Dumnezeu e adevărat. Și care Dumnezeu credeți că a fost adevărat. Întâi a venit Zambri Vrăjitorul. Și a spus așa: împărate, Dumnezeu meu, dacă mă rog la El, boul ăsta acum cade și moare. Și se despică exact în două. Și făcând vrăjitoria, ca și Moise cu toiagul cândva în vechime, când vrăjitorii făceau minuni și Moise făcea șerp și mânca șerpișorii care îi făcea vrăjitorii, adică Hristos va înghite răutatea și El e unica înțelepciune, l-a făcut și cel mai turbat bou și nebun, citiți Viețile Sfinților pe Marte, prologele, a căzut jos în fața împăratului, a murit și s-a despicat drept în două. Și Sfântul Silvestru, deci episcopul Romei, a spus, zice: ei, dacă tu l-ai umorât, uite, zice, aș vrea să-l și învii acum. Nu, dar e cu neputință.
Dar de ce să fie cu neputință? Păi dacă Dumnezeu tău ia viață, nu poate să o și dea? Păi nu, că asta să face mare taină. E o vrajă scrisă cu degetul în apă, la miezul nopții, în apă neîncepută, când e luna plină. Și cine o scrie mare, dar tu cum ai învățat-o fără să mori? Vedeți ce înțelepciune? Și a spus împăratul, bine spune episcopul, tu cum ai învățat-o fără să mori? Păi mie mi-a fost predanisită de la mai mari noștri și noi avem o taină specială. Dacă învii boul, cred ce spui, dacă nu-l învii, stai cap. Bineînțeles că i-a tăiat capul. Cum să-l învie, că n-avea cum, era vrajă. Și a spus împăratul, Sfinte Silvestru, Părinte Silvestru, episcope, dar învie-l tu să văd că Dumnezeu tău e mai tare. Și atunci Sfântul Silvestru a ridicat mâinile la ceea și a spus așa, Doamne, nu ispitesc puterea ta și tăria ta cu care ai făcut toate din pământ și ai poruncit pământului să scoate pomi și dobitoace și pești în ape și păsările naripate din văzduhuri. Dar ridică și făptura aceasta spre zidirea celor de față. S-a scuturat boul de jos, s-a scuturat, s-a uitat, a venit și a lins mâna episcopului și a plecat blând și liniștit. Și a zis împăratul asta, da! Și a zis atunci arienii, nu, asta e tot cu viclenie făcută. Și s-a supărat Sfântul Neculai. Și când i-a zburat două capace lui Ari, l-a întrebat, e vreo diferență între una și alta? Păi nu, tu le-ai tras. Așa e și întreime, tatăl și fiul sunt una și aceeași. L-a băgat în temniță, pentru că nu era voie să insulți într-o ședință de sinode, ca și cum te-ai bate la primărie în timpul discuțiilor de administrație. Și în clipa aceea vine Sfântul Nicolae, îi pune omoforul în gât, Mântuitorul, în temniță, și vine Maica Domnului și îi dă Evanghelia. Se deschid ușile temniței și vine sănătos în sobor. Și este întrebat, zice, da, de unde l-ai primit? De la Hristos și de la Maica Domnului. Asta da semn. A zis împărăteasa. Și încă mai trebuie. Tot acolo în sinod era un moș bătrân care stătuse vreo 10 ani din temniță cu pulpa piciorului tăiată și cu ochiul scos. Spiridon din Trimitunda. Și toți polologiseau pe seama Sfintei Triimi, perihoreză, apropiere, interpătrundere, conlucrare, tralala. Deci teme dogmatice sprins urechile, incomprehensibilitatea Sfintei Triimi, imobilitatea Sfintei Treimi, pace era acolo, atributele divine, ai de mine și de mine. Și împărăteasa a spus, nu, ceva mai logic. Sfântul Spiridon a spus, eu sunt un om fără carte, pasc capre. Îmi dați voie să vă arăt și eu ce înseamnă în mintea mea Sfânta Treime? A zis, da. A luat o cărămidă, un chirpici din ăsta cu care faceți voi pereți la casă. Și asta așa vedeți cărămida asta, când s-a făcut ea, s-a pus pământ și apă și s-a amestecat cu paie și s-a clisat acolo să se pui în formă. Și apoi, ca să aibă rezistență, pe vremea respectivă nu se știa încă de chirpici model de tot din el. Era cărămida arsă. Așa avea Imperiul Roman. S-a băgat în cuptor și s-a ars, zice. Și ea acum este material de construcție, dar are trei elemente. Apă, foc și pământ. A luat-o în mână și a strâns-o și a spus, Doamne, arată puterea treimii tale. Focul a luat-o în sus, sub formă de flacără, cel care constituise elementul de tărie. Apa s-a scurs în jos și pământul a rămas în mână. Și atunci s-au semnat actele sinodului și s-a spus, aceasta este treimea cea de o ființă și nedespărțită. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceasta este treimea care din veac ne vom închina în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Aceasta este treimea. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Treime sfântă, slavă ție. Și în felul acesta s-a pus punct celor mai mari erezii, care apoi mai târziu au degenerat în ascuns, în erezii din acestea monofizite, în erezii din acestea în care se umbla din nou la firea dumnezească și la firea omenească a lui Hristos. Asta e greu pentru urechea voastră. Dar împăratul Constantin, sfârșindu-se din viață, a lăsat ce? Cetatea Ierusalimului plină de biserici și mănăstiri pe care voi astăzi le vizitați, făcute toate de mama sa Elena, care în momentul când s-a văzut minunea și și-a dat seama că creștinismul e adevărul, primul lucru care l-a făcut,
a plecat în căutarea crucii pe care s-a răstignit Hristos, găsind-o prin arhiereul Chiriac, cine a fost la Ierusalim, sub Biserica Sfântului Mormânt, tocmai în grota de jos, unde este și soclu cu împărăteasa făcut din bronz, cum ține crucea în brațe și o sărută. De ce lucrul acesta? Așa s-a creat și așa s-a zidit Biserica Învierii, Biserica Înălțării, Biserica Schimbării la Față, Biserica Nașterii Mântuitorului, Biserica Nașterii Maicii Domnului și toate bisericile din Ierusalim care au trecut prin ample transformări de-a lungul prigoanelor păgâne care n-au încetat atunci la 600 Costroie, la 314 iarăși perșii, apoi agareni, apoi izmaeliteni, apoi tot felul de păgâni și nenorociți care au trecut și au devastat cetatea Ierusalimului, dar din generație în generație tot alți împărați creștini, tot alți împărați creștini, până la Congregația Britanică, care și ei, deși catolici sau franciscani fiind, au reparat toate locurile sfinte, păstrând elementele și locurile originale de la împărăteasa Elena, mozaicuri, icoane, biserici, ziduri, ca noi să avem astăzi mărturie că acești împărați n-au fost numai oameni pământești care li s-a pus sau li s-a strâns masa, ci au fost oameni care au fost direct implicați în viața poporului. I-a durut capul și de ce nu-i liber creștinul și de ce-i omorât pe degeaba și de ce-i chinuit pe degeaba și de ce v-am spus toate acestea? Acești împărați Constantin, dacă vreți, nu lipsesc din viața poporului român. La fel a făcut și Mircea cel bătrân. La fel a făcut și Alexandru cel bun. La fel a făcut și Mihai Viteazul. La fel a făcut și Ștefan cel Mare. La fel a făcut și Constantin Vodă Brâncoveanu. La fel a făcut și Miron Barnovski, a cărui ctitorie aveți la doi pași de casă și v-ați rugat în ea ani de zile. Deci aceștia sunt Constantini, împăratului Constantin, urmașii lui, fiii lui spiritual, care stau la baza existenței oricărui neam și oricărei nații. Deci eu în încheiere spun doar atât. Felicităm și elenele și Constantinii și să bea un pahar de vin cu cinste și demnitate pentru numele lor care îl poartă și pentru cinstea Sfântului care le ocrotește casa, dar să demonstrăm măcar, nu construind, că nu vom putea, nu zidind, că nu vom putea, nu ridicând din temelii, că nu vom putea, dar împodobind bisericile noastre cu trupurile noastre, așa cum împodobesc sfinții de altă dată pereții bisericilor în freșcele pictate. Să fim permanenți sfinți vii ai Bisericii Ortodoxe. Amin.